revin acum la tema pe care vă propunem astăzi, și anume care este percepția studenților și cadrelor didactice în raport cu procesul educațional online. Evident că ne preocupă acest subiect pentru că ne-a luat prin surprindere cumva, adică până una alta aș spune că undeva la peste 90% din activitatea didactică la Universitatea de Vest din Timișoara se desfășoară în cadrul programelor de învățământ cu frecvență, da? Și în acest context, întâlnirile față în față sunt cele care, în mod evident, predomină, așa că trecerea în integralitate în zona online ne-a supus pe toți unei serii de provocări. Așadar, este în egală măsură importantă pentru noi atât percepția colegilor cadre didactice, cât și percepția studenților vis-a-vis de acest proces. Sigur că noi am preluat în toată această perioadă feedback-uri în mod real sau în timp real de la toți partenerii procesului educațional și am încercat să le schimbăm dintr-o parte în alta, astfel încât să armonizăm acest proces. Dar o analiză, să-i spunem, științifică era absolut necesară. Așa că, așa cum vă spuneam la început, și eu voi urmări cu mare interes și curiozitate ce vor prezenta colegii noștri, pentru că voi vedea aceste rezultate pentru prima dată și sunt realmente foarte curios. O să începem această poveste invitând-o pe colega mea Irina Macinga, actualul decan la Facultatea de Sociologie și Psihologie din cadrul universității noastre. Irina, urmând a ne prezenta care este percepția studenților, da, în raport cu procesul educațional online, despre studiul în sine, urmând ca Irina să ne dea toate detaliile și, așa cum spunea și Diana la început, vă invităm a ne transmite întrebări pe această secțiune de Q&A care vă este disponibilă. Te rog, Irina, the floor is yours now. Da, mă auziți, da? Bun, bună ziua! Mă bucur că sunt în această conjunctură selectă să mă întâlnesc cu peste 150 de colegi din țară care au aceleași preocupări și aceleași interese în domeniul academic. Pentru că cei doi actori ai oricărui act educațional sunt profesor și studentul, ne-am propus la Universitatea de Vest din Timișoara să derulăm un studiu empiric în care să urmărim, nu neapărat în oglindă, percepția celor doi actori privind transferul activității didactice din mediul față în față, din comunicarea directă în mediul online. Așadar, principalul nostru obiectiv a fost să evaluăm exploratoriu modul în care studenții simt toată această trecere a actului didactic în mediul online și modul în care ei trăiesc această experiență. Evident că ne-am ancorat studiul empiric în câteva articole și cercetări de specialitate, în sensul selectării a 6 dimensiuni pe care literatura de specialitate le arată ca fiind definitorii, ca fiind relevante pentru ce înseamnă percepția studentului pentru învățarea online. Aceste dimensiuni pe care le-am luat în considerare și le-am măsurat se referă la gradul de implicare a studenților în activitățile online, la utilizarea mijloacelor de instruire multimedia, la, evident, relația cu cadrul didactic, acesta din urmă fiind privit în special ca resursă pentru educație. Următoarea dimensiune urmărea raportarea studentului la contextul educațional specific și general. Penultimul aspect a vizat câteva probleme, sau hai să le numim aspecte problematice, pe care studenții noștri au fost invitați să le evalueze. Ca la ultima dimensiune să ne uităm puțin la modul în care se derulează viața studentului dincolo de partea academică, modul în care poate în această perioadă
el se implică în activități comunicare, comunitare, modul în care resimte sau nu, măsura în care resimte stresul, incertitudinea acestei perioade. Am avut un eșantion de conveniență, putem vorbi mai degrabă de un lot de participanți alcătuiți din 1417 respondenți, 80% de gen feminin. Precum observați, ciclul de studii de licență este mai bine reprezentat din punct de vedere al răspunsurilor, 31% fiind studenții de anul întâi ciclu licență, 25% anul 2, aproximativ 22% anul 3, și un procent de 12,5% au răspuns, fiind studenți de la ciclul de studii masterale. Colectarea datelor s-a făcut în perioada 3-13 aprilie, asta însemnând la aproximativ, dacă ne uităm la 13 aprilie, aproximativ 5-6 săptămâni de la restricțiile cu care avem de a face, pe care le trăim actualmente. Din punct de vedere metodologic, doar atât aș vrea să subliniez faptul că fiecare item utilizat pentru aceste 6 dimensiuni are o scală Likert de răspuns, deci nu am avut întrebări cu răspunsul deschis, care merge de la 1 în foarte mică măsură până la 5 în foarte mare măsură. Aceasta, de asemenea, este repartizarea celor 1417 sau distribuția celor 1417 de respondenți pe cele 11 facultăți ale universității noastre. Evident că putem să ne gândim că acest studiu reflectă cumva realitatea din UVT. Sunt convinsă însă că departe de mine gândul de a generaliza aceste rezultate, însă sunt convinsă că impactul perioadei s-a simțit relativ la fel de către studenți și de către cadre didactice, indiferent de localizarea geografică, de universitatea din care fac parte.